seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Fețe Fețe, la Știi TV, cu o întârziere de 25 de minute, care ne demonstrează că, da, în țara noastră, să nu se mai plângă nimeni, bani sunt mai mulți decât credem, pentru că e o coadă din centru până la sensul giratoriu din zona combinatului, pentru că toată lumea se îngrămădește la Black Friday. Unii spuneți că probabil, da, suntem săraci și nu ne permitem să cumpărăm atunci când produsele acestea sunt mai scumpe. Eu spun că probabil acum e adevărata lor valoare, dar că consumul atât de carburant cât și de nervi pe care îl suportați face ca prețul produselor să fie mai mare decât în zilele anterioare, iar dacă avem în vedere faptul că această reducere de prețuri a început de vreo săptămână, chiar nu înțeleg de ce se înghesuie atâta lume. Invitații astăzi mi-ajung cu întârziere. În prima parte a emisiunii vorbim despre acest boom care se întâmplă în fiecare an în Vinerea Neagră, Vinerea Neagră care la noi ține și câte o lună și tot în ultima zi, adică astăzi e coada pe șosele. Vorbim și despre cursul valutar care se pare că a luat-o razna. Dolarul crește odată cu alegerea de către popor al lui Donald Trump sau nu? Ei, despre acest subiect cu economistul Lucian Savu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și scuze că v-am dat grila de programe peste cap. Black Friday Black e de vină Friday. Și tot acest eveniment, domnule Savu, a făcut ca astăzi mai multe bănci să fie pur și simplu blocate. Nu s-au putut realiza tranzacții de nicio culoare decât în etape, scurte etape, când ai putut să depui bani sau ai putut să scoți bani la ghișeie. Deci am fost sufocată de cererea de bani. E criză, nu? Da, e o criză foarte mare, vizibilă, da. Sute de autoturisme, sute de mașini care alimentează, este plin de lume în magazine, în supermarketuri. Știți care este problema? Eu nu știu dacă o să mă mai numesc economist sau nu, pentru că îmi fac eforturi fantastice să înțeleg economia de piață, economia capitalistă, neoliberală, liberală. Nu știu, sunt niște paradoxuri. Creștere economică nu se vede în buzunarul oamenilor. În același timp, această aglomerație care o vedem pe șosele, da, vedem supermarketurile gemând de oameni care cumpără. O societate de consum prin excelență. Deci sunt niște contradicții evidente, flagrante, care ni le explicăm destul de greu. Apar în statistici. Da. Vroiam să discutăm săptămâna trecută, când nu am putut să ne vedem aici. În datele statistice, pe județul Mureș cel puțin, se vede o creștere a venitului populației. A sunat un telespectator atunci, eram cu domnul Matei de la statistică, era revoltat. În buzunarul domniei sale nu se vedea acest lucru, iar angajatorii fac ce vor. Cel puțin așa susținea acel telespectator al nostru. De ale statisticii, neavând nimic din... Dar statistica confirmă, practic, statistica, sau e confirmată prin ceea ce am văzut astăzi pe stradă. Da, statistica, pentru că în statistică, în calcule statistice, intră un eșantion destul de larg. Și dacă o parte acestui eșantion beneficiază de venituri, și mă gândesc aici la domeniile prin excelență bine plătite, domeniul financiar bancar, domeniul, hai să spunem, energetic, a energiei, da, iar alte domenii mai puțin, sigur că acele domenii trag, dacă vreți, în sus aceste medii și așa se vede din statistică. Știți, dar au crescut veniturile în timp ce producția industrială, industria pe județul Mureș a scăzut. Dar aici este... În timp ce coada de mașini e la fel de mare sau mai mare decât în anii trecuți înspre magazine. De ale statisticii, pentru că această producție industrială a scăzut datorită aportului, în ghilimele, în industriei chimice din județ, da, o scădere în această ramură cu o pondere semnificativă în PIB-ul județului, dacă vreți, în veniturile județului. Și această creștere a putut fi compensată de celălalt domeniu care este destul de, hai să spunem, în vogă în județ, al produselor hai să le spunem, electrice sau conexe, accesorii electrice, ca să nu dau nume de firme. Da. Și atunci avem un 5-6% o scădere datorită unui singur domeniu, reprezentant de un singur mare producător din județ, da? Aproape, care a avut o scădere. Și aproape atunci, am fi monoindustrie, din perspectiva sigur aceasta. Sigur că da, aproape am fi monoindustrie. Iar restul angajaților care se regăsesc în celelalte domenii, din Târgu Mureș, în celelalte sectoare de activitate, care n-au avut o creștere, sau hai să spunem că efectul acelor domenii este neutral, neutru, sigur că nu simt veniturile și în buzunare. Și totuși, coada spre magazine deci e mare. De asta am spus că este un paradox și este greu de explicat și...
Mai schimbă 100 de euro românii când sunt reducerile acestea? Acum adică mai schimbă românii 100 de euro când sunt reducerile acestea ca să-și cumpere un televizor, un aragaz, un telefon? Nici nu știu cum să vă răspund această întrebare. Nu știu. Schimbă, nu schimbă. E foarte complicat oricum. Avem plăți la negru? Plăți la negru? Da, pe care nu le văd statisticile, pe care nu le văd sau nu le spun unii angajați, dar ei nu plăți bani... la negru, surse de venit în zona gri. A spune, hai să le spunem așa, surse de venit în zona gri, pe piețe paralele care o funcționează în România, că sunt piețe normale, așa cum erau pe vremuri piețele de schimb valutar, că era o piață normală în viziune economică, nereglementată și neverificată, piața dealerilor de mașini, alții decât firmele sau deal, companiile vizibile, și sunt și alte servicii, nu aș vrea să intru în detalii, dar există o incidență, dacă vreți, asupra veniturilor în buzunarele celor pe care îi vedem pe șosele și în supermarketuri, care pot să provină din această zonă. Pot să provină, am rezerve, dar altfel noi avem o explicație, ținând cont că avem o creștere economică de 1, 2%, 3%, nu foarte mare, în buzunarele nu se vede mare lucru, ceea ce este cert, apropo de telefonul telespectatorului, da, și în schimb... Spuneți 1 până în 3%. Pe oficial, ei ne dau 4,2%. Este, oricum, impactul nu este extendare la un PIB așa de mic, de 150 de miliarde. V-am mai spus și cu alte prilejuri, 0,5% la 13.000 de miliarde sau 10.000 de miliarde la Germania. Este mult mai mult în valoare absolută decât 3% pe 150. Adică este, știți cum e, că pe înțelesul telespectatorului, 1% dintr-un pepene e mult mai mult decât 20% dintr-un strugure sau dintr-o prună. Asta este ideea, ca să înțeleagă lumea. Dacă marge, discutăm pe venituri marginale, aport valoare absolută, nu neapărat procentul, pentru că când discutăm de procente, intrăm într-o zonă în care ne putem păcăli. Da, procentele pot să arate bine, dar depinde bine cât, pe care e baza sau pe cine, pe ce le aplici, exact. Asta 25% dintr-o sută e tot un sfert, în timp ce 25% dintr-o mie este tot un sfert. Este un sfert, 250 de unități efective. Bun, domnule Savu, în această nebuloasă, până la urmă, e o nebuloasă, e o zonă gri, nu doar a veniturilor, tot ce se întâmplă, inclusiv ceața care s-a așezat în această seară peste o parte a Târgu Mureșului, în aceasta ne mai lipsea doar instabilitatea cursului valutar. Euro rămâne cam pe zona care era și pe care o prognozaserăți. E exclus să și scadă. Dar... dolarul astăzi a ajuns la un maxim istoric, 4,25 de lei. În ce anul trecut în iulie a fost 4,21? Deci haideți să vedem. Acum e 4,25. E 4,25, un maxim istoric. Dar acum 2 ani, aprilie, mai 2014, era 3,30 și am ajuns la 4,30. Are vreo legătură ceea ce se întâmplă în America? Pentru că am auzit așa, noi credem că suntem independenți, nu ne afectează alegerile din America. Faptul că Donald Trump a spus facem America puternică e efectul pe care îl vedem acum asupra dolarului. Au început alții să facă America puternică. Deci prognozele, predicțiile privind întărirea, aprecierea dolarului sunt realizate, hai să spunem, cu cel puțin un an în urmă, de către specialiști, analiștii de la Goldman Sachs și de la Deutsche Bank. Deci era aceștia de așteptat. Au anticipat, și chiar analiști din băncile românești, n-am să dau nume de bănci, au anticipat faptul, dacă o să facem așa o scurtă incursiune în istoria recentă a pronosticurilor, că anul acesta, în iulie, în vara lui 2016, deci cu jumătate de an în urmă, dacă ne plasăm, euro ar fi trebuit să ajungă la paritate cu dolarul, adică egalitate. În vară ar fi trebuit să ajungă. Această prognoză era făcută acum 2 ani. Acum 2 ani se spunea că în următorul an, adică în 2014, spunea că în 2015, sau în 2015, spunea că în 2016 vara, am greșit un an, dolarul va egala euro din punct de vedere al cursului, sigur, în raporturile directe. Uite că lucrul ăsta se întâmplă sau nu s-a întâmplat chiar atunci și acum dolarul galopează și aleargă după euro destul de puternic, a ajuns la 4,25 iar euro e la 4,50, o paritate de 1,07-1,06, ei anticipau că va fi 0,98-0,90, adică va depăși puțin dolarul euro.
Nu s-a întâmplat pentru că cu piețele financiare te joci foarte greu. E foarte greu să anticipezi absolut totul. E foarte greu și acolo sunt necunoscute. Apoi, rezerva federală sau că vezi sistemul băncilor federale americane, Banca Națională a Americii, cu toate băncile centrale, care coordonează toate băncile din toate statele, a avut o politică destul de înțeleaptă în privința întăririi monedei americane, mărind dobânzile de referință. Asta e un mecanism mult mai tehnic, greu de înțeles. Mărind dobânzile de referință, s-a scumpit moneda americană, adică și depozitele, cei care depozitau în aur, în dolari, au primit remunerații, venituri mai bune prin dobânzi în această monedă. Și atunci dolarul, încet, încet, ajunge acolo unde era cu 20-30 de ani sau cu 10 ani, să spunem, o principală monedă de rezervă. Moneda de rezervă ce înseamnă? Acel activ pe care îl ai tu, moneda, care o alegi pentru a-ți pune deoparte prinosul sau rezervele care ți le-ai acumulat în decursul activității tale sau al vieții tale sau o perioadă scurtă din viață. Și o să vedeți că ne îndreptăm spre situația în care lumea, persoanele, cetățenii vor opta să economisească deja în dolari. Da? Mari speculatori financiari, mari jucători pe piață, cei mai puțin cunoscuți, cei mai puțin avizați, cu mai puține cunoștințe, deja se gândesc să facă tranzacții în dolari, să-și mute, dacă vreți pe românești așa, să-și transfere economiile din euro în dolari și mizând pe această apreciere efectivă a dolarului, concertată, coordonată, condusă de guvernul american, de Banca Centrală Americană, da? De Fed, de sistemul rezervelor federale. Ăsta este un aspect. Apoi, ceea ce face Uniunea Europeană prin Banca Centrală Europeană, acea injecție de 1,1 trilioane de euro, care înseamnă 1000 de miliarde de euro, după șocul Grecia, Siriza în 2015, Tsipras, da? A dus la slăbirea monedei euro. Pentru că Banca Centrală Europeană a cumpărat foarte multe titluri de stat de la multe țări, da? A redus dobânda și moneda euro a slăbit, da? A slăbit. Noi încă nu simțim lucrul ăsta. Încă noi cum vă spuneam așa, plastic și de fapt este o licență pe care am procurat-o de la Muguri Sărescu, leul stă tolănit de vreo 2-3 ani în plaja asta, 4-30, 4-50, că au trecut deja 3-4 ani, o stabilitate, a spune, nu incredibilă, dar vizibilă și de apreciat într-o economie și monetară atât de supusă fluctuațiilor. Și atunci spuneți că euro ar trebui să se ducă undeva la 4,25 față de leu? Nu, euro vine, dolarul vine la 4,50, ar trebui, dar leul se va devaloriza și mai tare. E normal, da? Așa se întâmplă. Se devalorizează raport cu dolarul. Și indirect în raport cu euro, pentru că noi toate produsele care luăm... Eu asta vroiam să subliniem, exact în raport cu dolarul, pentru că în această perioadă mai e un zvon care circulă pe piețele financiare. Investitorii străini își retrag valuta din România. Nu poate asta să ne investitorii destabilizeze? Străini nu neapărat își retrag valuta din România, cât își reconsideră operațiunile în dolari. Nu neapărat. Fac schimbul valutar, fac infuzii de capital în dolari, investesc în active. Deci doar schimbă euro pe dolar. Da. Exact. Schimbă moneda de rezervă. Așa ar trebui. Iar vis-a-vis de ceea ce ați spus că susțin eu, nu susțin eu, ci analiști de la Deutsche Bank și Goldman Sachs, dacă susțin eu, aș lucra eu acolo, da, să nu fiu lipsit de modestie, ei susțin că deci au anticipat, ca să vedeți ce greu să anticipăm. Ei, cu un an jumate în urmă, au spus, atât analiști de acele două bănci mari, instituții financiare de renume, că și ai noștri de la băncile noastre mari, au spus că într-un an de zile dolarul va egala euro, ca paritate între ele, da? Ceea ce nu s-a întâmplat. Nici predicțiile lor nu sunt încă la capătul tunelului, dacă vreți, sau la capătul liniei. N-au reușit. Încă este un decalaj, un ecart, un diferențial, dacă vreți, între cele două monede de vreo 7 puncte procentuale. Dar ce spun cei care au luat credite în dolari?
Pentru că a fost marele scandal cu creditele în franci elvețieni și acum ajungem în aceeași situație. Domnul George, noi suntem într-o economie capitalistă acum. Asta este problema. Și eu am luat credite în euro acum 7 ani. Dar ați văzut ce au făcut cei care au luat în franci? Da? O să fiu o discriminare... Nu știu, eu nu sunt de acord. O să fiu nepopular și o să se supere unii pe mine. Atunci, în 2006, 5, 6, 7, era oferta aceasta. Cei care am înțeles, am luat în euro și aveam și eu posibilitatea și alții să luăm în franci. Am analizat foarte bine și ne-am dus în moneda, într-o monedă, hai să spunem, nu națională, ci într-o monedă cunoscută, aproape națională, fiind în zona euro. Dolarul ar fi cunoscută. Dacă ajunge dolarul la 4,5, chiar dacă nu e o creștere de la un an la altul, ci e întinsă pe 3-4 ani, e cam același lucru. Asta este riscul de investiții. Și o să ajungem și în cazul dolarului să blocăm băncile să... Prin procese și prin... Să dea înapoi sumele reținute în plus, să meargă la dobânda istorică. Știți cum este? Exemplul meu este... Și la cursul istoric. Eu am să dau un exemplu care poate unii îl consideră că îl transfer în derizoriu sau în zona derizoriului. Nu se poate ca eu să-mi cumpăr un televizor astăzi cu 1000 de lei și mâine când văd că a scăzut prețul după 2-3 luni, că sunt multe dezoare la 800, să vin să cer diferența de 200. Asta e un exemplu care încerc să-l dau. Nu se poate așa, dar știți că în Europa Occidentală, dacă văd acest lucru, pot să pun televizorul în cutie, da? În cei 2 ani de garanție, să-l duc magazinului înapoi cu chitanță și să spun nu mai vreau. Dar e același lucru. Dar într-o sferă privată, fără intervenția autorităților statului. Păi și relația mea cu banca privată. E tot privată. De ce acolo autoritățile își permit să intervină? Aici nu ne înțelegem. Păi explicați-mi de ce. Nu înțelegem. Să înțeleagă cei care ne privesc. Este o economie liberă, sunt oferte multiple, sunt multe monede în care poți să te împrumuți, sunt multe produse, deci mai multe tipuri și fiecare este liber să-și aleagă moneda. Și totuși, în zona bancară, statul, autoritatea a intervenit. Până acum. Da, pentru că este putem o piață aștepta reglementată. Să intervină și la dolar? E o piață reglementată, poate. Piață. E Banca Națională a României. Bine că o avem încă față de alte state care nu mai au, cei din zona euro, și Banca Națională a considerat că ar trebui, că n-ar trebui să intervenim la considera Banca Națională, tot din aceeași rațiune pe care le vei spune, că e o piață liberă, reglementată, ca la sport. Absolut. Banca Națională nu face altceva decât să stabilească regulile și arbitrează, da? Dar nu stabilește strategiile. Între două echipe care joacă un meci de fotbal sau de handbal, că sunt sporturi cunoscute, arbitrii stabilesc și verifică dacă se respectă regulile. Mână, picior, offside și așa mai departe. Dar nu intervin în strategia echipelor cu câți jucători, 1-4-4-2, nu știu cum, tot felul de sisteme de joc, da? Eu aici nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Apoi, trebuie să înțelegem că cel mai sănătos este să te împrumuți în moneda în care câștigi. Da? Leul. Deci cel mai important este. Apoi, ceea ce fac băncile, că aruncă pe piață ca orice comerciant. Banca este un comerciant de bani. Cumpără bani și vinde bani. Cumpără bani dumneavoastră prin depozit și depozitul dumneavoastră pe urmă îl dau la altul, simplificând foarte mult, absolut, sub formă de... Pentru că de sunt prea puține băncile care fac investiții reale. Exact. Asta pur și este, simplu asta, rulează... Rulează. Asta este și, dacă vreți... Logica și mecanismul simplu de creditare și de constituie resursa banca lui banca noastră, eu sunt banca și dau mai departe la cel care așteaptă la rând, îi dau un împrumut. Acum, fiindcă sunt multe bănci, 40 pe piață, nu e una singură, oferta diversificată, oferta este multiplă, eu trebuie să aleg, pot să aleg. Acum că aleg euro sau văd produsul în piața financiară și atunci când investești, te uiți. Tot ce pare ieftin și bun, în general trebuie să te ferești. Sau tot ce este foarte bine plătit, dobândă de... Dacă astăzi dumneavoastră ați vedea de la o bancă o ofertă de 20% dobândă, când e 2%, da, și v-ați duce pe urmă, nu v-ar putea da dobândă, care intra în colaps banca, ați apela atunci la guvern și la autorități, nu vă obliga nimeni să o faceți. Să-mi dea măcar aia 2. Așa, da, e corect, că era o chestiune normală. Să dea cel puțin, am ajuns unde vreau să ajungem, să-mi dea cel puțin la cei cu franci elvețieni o denominare și o ajustare la nivelul euro. Dar nu să ajung la cursul istoric, am luat eu cu euro cu 2,20 franco, adică cu 7 ani și l-au tot în 2,20. Haideți să fim serioși. Păi acolo suntem. Păi nu, hai să fim serioși. Toată lumea și eu am credit și ar trebui și eu să ajung.
Sunt alegeri. Mă scuzați că ridic tonul, dar e o chestiune de principii și de percepție. V-am spus că piața asta, economia capitalistă, e foarte complicată. Și în contextul acesta, domnule Savu, e euro o fata morgana pentru noi? Ca monedă pentru a ajunge... Era vorba la un moment dat în 2018. Păi, dar noi avem toate criteriile. Dar vă dați seama că noi avem toate criteriile de convergență îndeplinite. Sau suntem mult mai bine stăm noi decât au stat grecii în 2000. Pe datorie publică, deficit public. Asta este o decizie politică, în primul rând, nu neapărat a băncii centrale. Și așa cum a spus și cu alte prilejuri, și o să devin plictisitor pentru unii, mai ales pentru cei care sunt specialiști și mă privesc. Noi avem un simbol național extrem de important, moneda națională, da? Simbol al suveranității naționale. Și noi suntem extrem de naționaliști din punctul ăsta de vedere. Discut de moneda, da? Ne este greu să renunțăm, nu mie și dumneavoastră ca persoană, ci unor. Nu știu dacă nu e rău. Nu știu dacă e bine. Nu știu ce să vă zic. Nu vreau să intru în sfera naționalismului monetar. Este o doctrină. Când am hotărât să intrăm în Uniunea Europeană și am vrut-o cu toții, da. Am vrut și euro. Da, dar și Marea Britanie a vrut să intre și a stat, a ieșit și n-a luat euro. Nu este obligatoriu. Nu este obligatorie această, e, dacă vreți, o construcție forțată, în opinia mea, cu o monedă care încearcă să fie o contrapondere a monedei americane. Am spus de mult, de acum 6-7 ani, dacă mai luăm emisiuni, că suntem în fază, asistăm la un război monetar, la o tripolarizare monetară atunci, yenul japonez, yuanul chinez încă nu era pe piețe, dolar și euro. Pe urmă am ajuns în zona de bipolarizare monetară euro-dolar. Acest război vizibil acum, tot mai vizibil prin asaltul dolarului care vine din urmă, galopează să ajungă euro, nu face altceva decât să ne arate că războiul este, nu știu, pe terminate. Dar noi, partea Uniunii Europene, nu suntem defavorizați menținând o monedă națională care ne lasă impresia că avem salarii bune, 3.000 de lei, 6.000 de lei, 8.000 de lei și plătim produsele, totul, gaz curent, mâncare, aduse din Europa liber, la prețul pe care îl plătește francezul, care are 3.000 de euro, corect. Nu 3.000 de lei. Ei, uite că aici deja e prima dată în seara asta că suntem pe aceeași lungime de undă. Aici aveți dreptate, e corect. Și mai mult decât a spus dumneavoastră, faptul că dolarul se apreciază foarte mult, indirect îmi depreciază leu, îmi spun eu, așa ca și cum ar fi sigur că e al meu și al nostru, îmi depreciază leu pentru că noi avem foarte multe produse care le importăm din China, care denominează totul sau calculează în dolari. Noi raporturile cu China le avem în dolari, la fel economia americană face același lucru și produsele astea se vor scumpi. Apoi dolarul, apoi petrolul. Calculul petrol, valul de petrol, Brent, baril Brent, cât este în dolari. Cerealele, dolari, fructele exotice în dolari, electrocasnice foarte multe în dolari, textile, vă uitați pe tricouri, dacă vreți, vedeți peste tot, Made in China sau PRC, adică People Republic, toate sunt în China, în dolari. O să le simțim astea, așa este. Și dacă am avea euro, care ar fi problema? Că tot se răsfrânge din dolari în euro. Da, dar măcar ce am aduce din Uniunea Europeană, am putea să spunem, avem salariul de 200 de euro față de francezul care are 3.000 de euro 2000, sau 2.000 și ar fi lucrurile media. Clare. Cei care ne conduc ar trebui să iau măsură. Mulțumesc tare mult, domnule Savu. Trebuie să ne oprim aici. Avem și o parte a doua a emisiunii, chiar dacă e un pic mai scurtă în această seară din cauza condițiilor. Stimați telespectatori, luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu partea a doua. Situată la poalele Carpaților Orientali, în bazinul hidrografic al Mureșului Superior, comuna Dedai este locul în care puteți face un popas pentru a vă bucura de peisajul pitoresc al districtului Căliman Mureș. Fie că doriți să campați sau pur și simplu să porniți la drumeție, aici găsiți locuri de neuitat. Printre acestea se numără și Cascada Pișoi sau versantul Scaunul Domnului, situate pe Valea Mureșului Superior. Tradiția și portul popular sunt conservate și promovate prin Muzeul Satului și spectacolele de dansuri tradiționale românești oferite de ansamblurile locale. Comuna Deda. Primăria vă urează bun venit!
Becos? Nervi? Timp pierdut? Nu trebuie să ai nici o grijă. Hartmann te pregătește pentru iarnă. Hartmann. Servicii profesionale pentru mașina ta. Experiență semnificativă în domeniu, Dell Autoservice vă oferă servicii de nerefuzat. La 4 spălări interior-exterior aveți una cadou, iar cafeaua e din partea casei. Dell Autoservice, ne găsiți în Corunca, pe calea Sighișoarei, numărul 27. Am revenit în direct de această dată cu director executiv adjunct în cadrul Direcției Școli din Primăria Târgu Mureș, Horațiu Lobonț. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Am o datorie față de telespectatori. Am vorbit în urmă cu vreo două luni despre acest proiect. Săptămâna viitoare este Târgul de Arte și Meserii în cetate. Da. L-ați promis, municipalitatea l-a promis, unii au crezut că va fi doar o discuție, că nu se mai ține în această toamnă, început de iarnă, Târgul de Arte și Meserii, iată că va avea loc. Va avea loc în cetatea medievală, este același loc cu care ne-am obișnuit datorită faptului că cetatea este renovată în totalitate, este un loc plăcut și acolo ne permit spațiile. Ce aduce în acest an târgul? Pentru că e diferit de ediția anterioară sau edițiile. Eu tot am aici o problemă. Două ediții au fost până acum sau una? Anul acesta au fost două ediții. Anul trecut am avut o ediție. Anul acesta va fi a doua ediție. Da, bun, acum. Ce aduce nou ediția din 23-25 noiembrie în cetate? Dacă anul trecut ne-am axat pe tot ce înseamnă profile tehnologice de la liceele din Târgu Mureș, în primăvară anul acesta ne-am axat pe partea mecanică și am pus accent pe dezvoltarea acestor licee, iar acum în săptămâna viitoare vom încerca să expunem oferta educațională a liceelor care au în program, în profil, înfrumusețarea corpului. Dar ce înseamnă asta extins? Înseamnă liceele de cu profil cosmetic, Traian Vuia, coafură, manicură, ce înseamnă întreținerea corpului, Avram Ian, cu care are design vestimentar. Evenimentul realizăm împreună cu liceul pedagogic, care are în ofertă educația învățători, educatori, este profilul lor, împreună cu liceul sanitar, care știm bine că de acolo, de pe băncile lor, ies asistenții medicali. Deci tot ce înseamnă întreținere, înfrumusețarea corpului. Cui vă adresați? În primul rând ne adresăm elevilor care urmează în anul viitor sau peste 2 ani să își aleagă primii pași în viață, primii pași în ceea ce înseamnă meserie. Deci clasele a 7-a, clasele a 8-a. Clasele a 7-a, clasele a 8-a. Apoi ne adresăm doar părinților. Doar din Târgu Mureș? Nu.
Nu, sub nicio formă. Avem o colaborare bună cu inspectoratul școlar, am discutat în momentul de față cu domnul Macarie, i-am rugat ca și să procedeze ca și la edițiile trecute să invite toate liceele, toate școlile generale din județ. Dânsul i-a programat și a făcut datoria foarte bine, s-a implicat foarte mult. Ce prezență estimați din partea elevilor? Interesul, că aici se cuantifică practic în prezență, interesul elevilor pentru acest târg. Din municipiul Târgu Mureș estimăm undeva la 2-3 mii de elevi să participe, iar din tot județul undeva la 10-12 mii. Am avut-o și în primăvară. Deci 4 mii pe zi. Cam așa. O medie de 4 mii pe zi. Vor fi standuri expoziționale ale liceelor. Deci acolo efectiv fiecare elev, fiecare părinte va vedea cu ce se ocupă elevul în momentul de față sau cu ce se va ocupa, care este practic meseria, care este finalitatea. Vor fi agenți economici cu care... Până la agenți economici, că vreau să detaliem la partea aceasta cu agenții economici, că e de fiecare dată foarte interesant, pentru că dacă eu mă pregătesc și nu mă vrea nimeni, n-are rost să mă pregătesc. Până acolo, da. Spuneam, cui se adresează? Elevilor, și ați început să spuneți părinților. Părinților. Bun, la capitolul părinți, cum? Da, există vin elevii că îi aduce școala, dar cum convingeți adulții să ajungă în târg, să vadă despre ce e vorba? Există o problemă de mentalitate în momentul de față, perpetuează de fapt de mai mulți ani de zile, în care... Dacă trebuie să fim doctori. Da. Să avem doctorat. Doctori, avocați, deci se practică meseriile nu medici, astea. Doctorat, să avem doctorat. Da, asta absolut, e problema. Absolut. Nu meseriaș. Acum vedem din experiență și din tot ceea ce înseamnă societatea asta că cu doctorat, cu facultate, ajungi undeva unde nu-ți dorești, adică în alte țări. Pentru că, efectiv, în municipiul Târgu Mureș este saturat de ceea ce înseamnă ofertă cu studii superioare. Și au dispărut de pe piață, au dispărut meserile tradiționale, meserile vechi, meserile practice vechi, meserile care se practicau înainte. Va trebui să ajung iarăși la agenții economici, cu care am purtat foarte multe discuții, cu care purtăm discuții. Nu-și găsesc forță de muncă. Nu găsești pe piață. Deci e și interesul lor să fie la acest târg. Absolut. Câți agenți economici, dacă am ajuns la ei, undeva la 30 de agenți economici. Toți din Târgu Mureș sau... Din Târgu Mureș, din Târgu Mureș. Deci noi am luat legătura cu Târgu Mureș, suntem autoritate publică locală, ne adresăm în primul rând. Ei ce capacitate ar avea pentru a încadra personal de aici? Pentru că vin 12.000 de copii, să spunem că 3.000 se gândesc să urmeze școlile acestea, dar agentul economic peste 4 ani când ei termină, o să spună am nevoie de 12. Păi, restul rămânem haideți, ca și cu juriștii. Da, haideți să facem o medie. Orice societate comercială care se ocupă cu textile în lon, cu producerea diferitelor produse textile, are nevoie undeva de 50 de angajați. Angajații se rulează, asta e economia de piață. Angajatul vine, pleacă în funcție de condiții, dar este o medie undeva la 50. Ce înseamnă sănătate? Vă dați seama, asistenți medicali, avem unul din cele mai mari spitale din țară. Deci peste tot este nevoie. Fiind de meserie inginer mecanic, vă spun și din partea serviciilor. Un servis mic spre mediu are nevoie pe partea de tinichigerie undeva la 5 tinichigii, 2-3 vopsitori. Are nevoie de un electrician sau doi. Deci fiecare din societățile respective ar putea atrage spre dânsii undeva la 30, o medie de 30 de persoane astăzi. Deci dar vorbim de ziua de astăzi. Dar nu vă dau nicio garanție. Aici vă asumați un risc. Ca municipalitate, orientând părinți, orientând copiii înspre un domeniu pe care acum îl simțim că duce lipsă de meseriași, dar care nu garantează peste un an, peste 3 sau peste 4, că îi va angaja. Aveți un protocol în acest sens? Există o înțelegere fermă
că oamenii aceștia își vor găsi de lucru acolo, că vor mai exista societățile respective peste 4 ani? Înțelegerile nu le face municipalitatea. Datoria noastră este să, în primul rând, să tragem o alarmă. Pentru că către noi se adresează și societățile respective. Nu avem un contract ferm, nu avem cum să-l încheiem, juridic nu există. Dar din toate discuțiile, domnul primar a convocat de mai multe ori și a purtat discuții cu reprezentanții societăților comerciale. Nimeni nu se plânge de absolut nimic decât de forța de muncă, o forță calificată. Păi vă dați seama, haideți să iarăși o să vă dau exemple concrete. Liceul de construcții, știm cu toții, s-a desființat. Mai există undeva la 2-3 clase, haideți să zicem 60 de elevi. 60 de elevi, în momentul de față, în toată instituția, credeți că pot acoperi necesarul de forță de muncă în construcții de pe piață? Constructor nu înseamnă numai zidar, înseamnă dulgher, înseamnă fierar betonist, deci constructor înseamnă mozaicar, deci sunt mai multe subdomenii care efectiv sunt inexistente. Vă dați seama, în județul Mureș să nu mai scoți de pe băncile școlii muncitori calificați, care să aibă o diplomă, să aibă o experiență. Cum se implică concret agenții economici? Pentru că primăria, dacă scoate școlile încetate în săptămâna care vine, trebuie să se gândească, eu va trebui să dotez ateliere, laboratoare, care în momentul de față pot fi sau pot să nu fie dotate la standardele necesare. Cum implicați societățile comerciale care doresc calificare sau cum nu le implicați? Pe partea de școală profesională există niște reglementări legislative care permit societății comerciale să încheie un protocol cu elevul, deci cu persoana fizică, cu elevul, și să îi acorde un suport financiar pe toată durata studiilor, iar după, la finalizarea studiilor, să fie angajat la societatea respectivă. Asta e relația directă elev posibil ipotetic exact, angajator. Dar care se realizează prin instituție. Deci instituția este intermediar. Sunt hotărâri, iarăși alalt ieri a venit o hotărâre de guvern, o modificare a legii învățământului referitoare la Învățământul dual. Se acordă o serie de facilități societăților care angajează și care ofertă suportul financiar elevului. Deci implicarea din partea autorităților, implicarea din partea societăților există, interesul mai ales din partea societăților. Să știți că nu este primăria direct interesată în a promova școlile respective. Da, până la urmă, societatea, dacă vedem că suferă și are o problemă în sensul ăsta, ne implicăm. Bun. Ce face autoritatea locală? Și acum vorbim din nou tot de partea aceasta de ateliere laboratoare. Pe partea tehnică auto, am văzut, a început dotarea, dar pe celelalte? Da, în dotare a venit să... Cred că din coace nu mai e chiar atât de greu. Că la auto trebuia mașină, trebuia un simulator de muncă. Sunt, deci, dotările care le-am făcut la liceul Gheorghe Șincai din cartierul Dâmbu Pietros au venit în urma unei vizite a unei delegații la Mannheim, unde efectiv am văzut ce înseamnă o școală, un liceu tehnologic. Acolo mai erau și partea de bucătar, de chelner, de partea asta de cosmetică, de înfrumusețarea corpului. Partenerii noștri din Germania, de la Mannheim, au fost acum 3 săptămâni. Au fost aici, împreună am vizitat instituția, deci liceul Traian Vuia, am discutat, dânsii ne-au oferit tot sprijinul, tot ce înseamnă suportul legislativ și pe partea de achiziție am decis să colaborăm tot cu dânsii, să ne consultăm practic, nu
știu dacă vom reuși, iar dotările le vom face noi. Ce înseamnă dotări pentru aceste domenii pe care le avem în târgul de săptămâna viitoare? Păi pe partea de croitorie, vă dați seama, mașini de cusut, care sunt mașini de cusut didactice. Iarăși, pentru partea de înfrumusețarea corpului, înseamnă, deci există, am și pus pe bugetul de anul viitor, am propunere pentru bugetul de anul viitor, dotarea laboratoarelor de la Liceul Traian Vuia cu scaune, chiuvete, absolut tot ceea ce este necesar. Este mult mai simplu, într-adevăr. Deci produsele respective se găsesc și pe piața noastră locală în România. Au un preț cât de cât accesibil. Vă dați seama, mașina de pe Dâmbu totuși a avut un preț, nefiind fabricată în România și tehnologia. Plus că orice produs care este destinat uzului didactic are alt preț decât cel pe care îl găsim în comerț. Mai ieftin? Nu. Este mult mai scump. De pentru ce? Că implică altă tehnologie, alte dotări. Trebuie să fie mult mai durabil. Deci, vă dați seama, costurile sunt altele. Plus, amenajarea spațiilor. Știm cu toții, nu e un secret. Aveam o lege, ieri aveam o discuție cu o doamnă consilier în contradictorii. De ce nu ați achiziționat până acum? Pentru că până în 2013, de asta nu știe toată lumea, exista o lege care îți interzicea achizițiile în instituțiile publice. Deci nu se puteau face achiziții. Lumea nu știe. Lumea trebuie să afle și autoritatea e cea care trebuie să explice. Deci, de fiecare... Eu cred că nu v-ați supărat pe lume că întreabă. Nu m-am supărat, nu. E normal ca autoritatea să vină să explice. Nu am făcut pentru că nu am avut dreptul sau nu am avut bani. Și exact așa trebuie să îmi spună și mie autoritatea când se va face, când preconizați că se vor pregăti aceste ateliere și laboratoare cu care ieșiți acum în piață încercând să convingeți lumea că merită să-și dea copilul acolo. Pe când vor fi pregătite așa cum vă doriți dumneavoastră? Un an, doi, cinci? Eu preconizez că undeva la 2-3 ani este necesar. Deci anul acesta am făcut achiziție și am reabilitat laboratorul de la, pe partea auto, care totuși a fost un efort financiar pentru Liceul Gheorghe Șincai de pe Dâmbu. Am reabilitat integral atelierul Liceul Tehnologic Ion Vlasiu, fostul liceu forestier. Și le-am și dat bani, le-am făcut deschidere de cont pentru a-și achiziționa, mai aveau nevoie de un utilaj, le-am și făcut deschiderea de cont pentru să și-l achiziționeze, să-și cumpere exact ceea ce au ei nevoie, iar anul viitor sperăm să reabilităm încă două ateliere, laboratoare pentru partea aceasta de înfrumusețare a corpului. Urmează ca an de an să punem la punct. Vă dați seama, nici pe Dâmbu nu am terminat. Acolo există un atelier foarte mare, este în paragină în momentul de față, acum lucrăm la partea de proiectare și este propus pentru accesarea de fonduri europene. Pentru că ne costă undeva peste 1 milion de euro să facem ceea ce ne dorim. O întrebare pe care unii o pot cataloga în zona întrebărilor proaste, dar nicio întrebare nu e proastă, trebuie să aibă un răspuns pentru cei care se uită la noi. Școlile pe care le dotați în zona ateliere, laboratoare, vor putea să le folosească pentru a se autofinanța pe viitor? Da, absolut. Absolut. Și în momentul de față, păi, am să vă dau iarăși tot printr-un exemplu, că dacă vorbim legislativ, atunci probabil există atelierul de la fostul liceu forestier Ion Vlasiu. Toată aparatura de acolo se poate folosi pentru prelucrarea mobilei. Deci tot ce înseamnă dotarea acelui atelier se poate folosi. Bun, ce am făcut noi, în primul rând noi primăria prin asta, am încheiat un contract cu liceul respectiv, le-am oferit, asta a fost în 2014, le-am oferit o sumă de bani pentru a repara niște bănci, era vorba de Gimnaziul Europa la momentul respectiv. Deci inclusiv noi ne implicăm în asta.
Vă dați seama, ne dorim să avem un atelier, lucrăm la el. Este în programul acesta de a Școlii de Arte și Meserii. E un program mai amplu, nu este un program pe un an, doi, este un program undeva la 5 ani l-am gândit noi. Târgul de Arte și Meserii, în paranteză, este un eveniment care promovează Școala de Arte și Meserii. E, în programul ăsta noi am pus în calcul ca și acest aspect, ca școlile se poată autofinanța din asta. Vrem să facem atelierele, să le dotăm în așa fel încât să elevii să poată să-și facă diferite lucrări, să le facă, iar școala să le vândă. Să-și încheie parteneriate cu diferite societăți care vor să vândă mai departe sau au nevoie de un anumit produs. Mie mi se pare un lucru benefic. Este practicat în Germania și totdeauna o să repet de Germania pentru că totuși luăm un exemplu din vestul Europei. Discutam cu directorul de acolo, zice, pe partea de bucătărie nu, dar pe partea mecanică, zice, de ce să nu vină la mine să-și facă schimbul de roți, de cauciucuri, iarnă-vară? De ce să nu vină la instituția noastră? Elevul învață, elevul are de învățat, școala câștigă. Dar asta înseamnă să fii dotat, să-ți faci dotările. Iarăși vreau să vă spun că pe partea aceasta am inițiat un proiect, suntem în lucru cu el și așteptăm să vedem dacă reușim să accesăm fondurile europene pentru reabilitare la mai multe ateliere și dotare. Asta înseamnă absolut tot ce este necesar. Credeți-mă, bugetul primăriei, deci nu a direcției pe care o reprezintă, a primăriei pe un an întreg, nu este suficient pentru așa ceva. Deci înțeles. Sumele sunt foarte mari. Suntem în finalul emisiunii, să fixăm informația în mintea celor care ne privesc. Săptămâna viitoare, miercuri, începe Târgul de Arte și Meserii. Cine poate să participe, de la ce oră la ce oră? Așteptăm pe toată lumea. Până la urmă este un eveniment, un miercuri, eveniment joi și vineri, da? 3 zile. Da, miercuri, joi și vineri, între orele 11 și 17 în Cetatea Medievală. Vor fi reprezentanții școlilor, standuri ale școlilor și standuri ale agenților economici. Și plus vom avea o serie de workshop-uri, vom avea workshop-uri demonstrative, deci absolut tot ceea ce este necesar, ceea ce am gândit pentru acest eveniment. Evenimentul e amploare de fiecare dată. Mulțumesc tare mult, o să fim acolo, o să vedem și efectele după acest târg, după dacă se va implementa așa cum doriți proiectul Școlii de Arte și Meserii de la Târgu Mureș, pentru că este un domeniu cerut, într-adevăr, tocmai din pricina faptului că nu avem meseriași, nu mai avem meseriași. Cei care au fost, majoritatea au plecat. S-au dus meseriașii noștri afară sau, mai grav, cei care au fost au ajuns la vârsta pensionării, iar ceilalți suntem toți cu diplome. Nu doar de bacalaureat, ci de licență și, ca și Lituania, probabil, mulți, mulți doctori. Aveam eu o vorbă și închei cu ea, cu doctorii la sapă și atunci s-ar revigora agricultura noastră din toate punctele de vedere. Stimați telespectatori, nu cu medicii, să ne înțelegem bine, doctorii, cei cu mapa, nu cu sapa. Vă mulțumesc pentru atenție, astăzi a fost o zi mai specială, e Black Friday. Cei care sunteți acasă, sigur, nu sunteți interesați de magazine sau probabil ați cumpărat online. Sistemul bancar astăzi a fost și el, a sucombat pe alocuri, să spun așa. Poate după ora 20-22 lucrurile își vor reveni la normal. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem luni. Până atunci, un sfârșit de săptămână plăcut. Numai bine!